pace și biruință de la Domnul. Să vezi, Domnule, să mulțumim Bunul nostru Dumnezeu pentru darul acesta minunat de a putea sta în prezența Lui, slăvit să fie Dumnezeu. Chiar dacă este cald, să ne gândim că și aici suntem trecători. Să ne gândim că aici să venim și ne pregătim pentru venirea Domnului. Venim să stăm în prezența Lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne umple cu putere. Slăvit să fie Domnul. Iubiții Domnului, am spus de mai multe ori că vreau să vorbim într-una din zile când Dumnezeu va rânduie despre ce căutăm noi, mâna Domnului sau fața Domnului. Și doresc ca în dimineața aceasta Domnul să deschidă inimile noastre ca să primim cuvântul Lui, slăvit să fie Domnul. Noi trebuie să ne credem în Domnul, Domnul. În Psalmul 27, cu versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caută. În Psalmul 105, versetul 4, spune așa: alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui, slăviți deodată pe Domnul. În Evanghelia după Matei, în 6, capitolul 6, cu versetul 33, cuvântul Domnului spune așa: căutați mai întâi împărăția cerurilor și împărnirea și toate celelalte lucruri se vor da pe deasupra. Iubiții Domnului, dacă noi suntem în locul acesta dimineața aceasta, trebuie să ne punem încrederea în Domnul și să-L căutăm pe Domnul, să căutăm fața Lui. Dacă inima spune că din partea ta, dintre a cui parte, din partea Domnului, să caut fața ta și fața ta o caut, Doamne. Să ne ajute Bunul Dumnezeu în dimineața aceasta să căutăm fața Domnului. Problemele, încercările, frustrările, ofensele, nemulțumirile, bolile, stresul, grijile și îngrijorările nu ne sunt străine la niciunul de aici. Domnul Iisus ne spune în ultima parte a versetului 33 din Ioan 16: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Iubiții Domnului, noi avem atâtea păcătuințe în Sfânta Scriptură. Domnul Hristos ne-a lăsat atâtea păcătuințe, căci nu suntem orfani. El s-a dus să ne pregătească un loc. Noi dacă căutăm decât mâna Domnului și nu fața Lui, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. De aceea, iubiții Domnului, astăzi, în dimineața aceasta, să-L căutăm pe El și să căutăm. Dar Marcu, capitolul 10, cu versetul 27, Iisus s-a uitat țintele aici și le-a zis: lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar la Dumnezeu este cu putință. Pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. De multe ori, iubiții Domnului, am trecut și eu prin necazuri, prin încercări. Dar vă spun sincer, mai mult am văzut puterea lui Dumnezeu în încercări. Pentru că Dumnezeu atunci El te duce pe brațul Lui. Spunea o zicală și am văzut-o de mult timp și mulți frați am auzit spunându-o. Că era un frate care mergea pe cale, mergea pe nisip și vedea mereu două rânduri de urme. Dar când a ajuns să trecut prin necazuri și probleme, vedea decât numai un rând, deci numai o singură urmă de pas. Și spunea: Doamne, când mi-a fost bine, Tu ai fost cu mine. Mergea alături de mine, dar acum când eu sunt în problemă, Tu nu ești alături de mine. Și Domnul a spus: să vede numai pașii mei, dar Domnul mi-a spus: nu sunt pașii tăi, să sunt eu și eu te duc în brațe, acelea sunt urmele mele. Iubiții Domnului, de câte ori ai trecut prin necazuri și probleme? Și dacă Tu ai căutat fața Domnului, ai văzut cum Domnul ți-a dat izbăvirea, slăvit să fie Domnul. Iubiții Domnului, să nu uitați niciodată să mărturiseți pe Domnul când s-a făcut bine. Niciodată nu uitați lucrul ăsta. Nu numai cereți fără a mulțumi. Când Dumnezeu ți-a dat izbăvirea,
Caută și mai mult fața lui Dumnezeu. Caută mai mult fața lui Dumnezeu și atunci vei vedea mâna lui Dumnezeu mai mult peste tine și casa ta. Și aș vrea să dau aici un exemplu. În 2 Împărați 18:34, Ezechia a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul Israel și, și dintre toți împărații lui Iuda, care au venit după el sau care a fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a lipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncii lui pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ceea ce a făcut. Iubiții Domnului, împăratul Ezechia, mai departe spune, nu a urmat exemplul tatăl său Ahaz, care a schimbat felul de închinare și a modificat templul pe gustul împăratului Asiriei, în care lei să se încreadă și nu în Dumnezeu. Și chiar s-a jertfit unul dintre fiii Dumnezeilor străini. Vedem lucrul acesta scris în 2 Împărați, capitolul 16. Iubiții Domnului, un cuvânt din 2 Cronici 32:8 spune așa: cu el este un braț de carne. Și ascultați bine cuvântul acesta. Dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Iubiții Domnului, de câte ori ai stat înaintea lui Dumnezeu și ai căutat fața Lui și ai văzut după aceea mâna Lui la locul. Slăviți să fie Domnul! Iubiții Domnului, doresc ca în dimineața aceasta să ne întărim în cuvântul Domnului, să ne întărim în promisiunile Domnului nostru Iisus Hristos și să căutăm necurmat fața Lui. Slăviți și lăudați să fie Domnul! Dumnezeu are toată puterea pentru a ne scăpa din mâna tuturor celor care apar în viețile noastre sau problemele noastre. Dumnezeu are puterea de a ne ridica. Dumnezeu este tăria noastră. El este Cel care ne dă putere. Dar dacă noi căutăm decât mâna Lui, iubiții Domnului, nu avem șansa să vedem fața Domnului. Nu că El nu ne-ar da, nu că El ar fi un Dumnezeu care este părtinitor, ci problema este că Dumnezeu vrea să te vadă. Ce faci tu? Cui îi slujești? Pe cine cauți? Îl cauți pe El, cauți fața Lui, cauți să ai o relație cu El, sau doar îl cauți când nu ai? Îl cauți când ești în necaz, să spui, Doamne, vino că sunt la spital, Doamne, vino că soția mi-e bolnavă, Doamne, vino copiii mi-e bolnavi, Doamne, vino că cu tare care nu vreau să-i număr. Domnul vrea să cauți fața Lui. Cum am spus, iubiții Domnului, Domnul știe problemele noastre, Domnul știe lipsurile noastre, Domnul știe luptele noastre. Dacă noi căutăm fața Domnului, vom vedea izbăvirea. Slăviți să fie Domnul! În Psalmul 28:7, cuvântul Domnului spune: Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Psalmul 32:10 spune: de multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu înturarea Lui. Slăviți să fie Domnul! În Psalmul 34:8, cuvântul Domnului spune așa: gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Slăviți și lăudați să fie Domnul! Iată, iubiți Domnul, dacă tu te încrezi în Domnul, câte binecuvântări ai de la Domnul! Dacă tu te încrezi numai când treci prin necazuri și când este bine, uiți de Domnul. Nu crezi că Domnul are tot dreptul să se întoarcă fața de la tine? Nu crezi că oare Dumnezeul nostru este gelos
pe tine când te vede că azi ești cald, mâine ești rece, poi mâine ești căldicel. Domnul te vrea să fii în locul slăvit, să fie în mine lui. Încrede-te în Domnul, zice Domnul. Încrede-te în Domnul și caută fața Lui. Psalmul 37:3 spune, încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Slăvit și lăudat să fie numele Domnului. Matei 5:44-45 spune, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Iubiți-ne, Domnului, dacă noi nu facem lucrurile acestea, cum dorim noi să fim fii celui atotputernic? Cum spunem noi că noi suntem fii de Dumnezeu? Dacă noi nu facem lucrurile acestea, dacă noi nu căutăm fața Lui, dacă noi nu avem părtășia Lui, ce căutăm decât când avem probleme? Iubiții Domnului, haideți să fim înțelepți în această zi. Haideți să fim înțelepți și nu vă supărați pe mine că mereu spun, măcar de astăzi, să începem o relație mai bună cu Dumnezeu. Vă repet din nou, să nu fii mulțumit de starea care ai avut-o ieri, ci astăzi încearcă să ai o relație mai strânsă cu Dumnezeu. Să ai o relație care, cum o ai tu în familie cu soția ta. Nu că Dumnezeu nu ar ști problema ta, nu că El nu te cunoaște, dar El dorește de la tine să vadă că tu depinzi de El. Nu că Dumnezeu nu ți-ar da, nu că Dumnezeu ar opri mâna Lui de la lucru, dar Dumnezeu pentru copiii Lui, pentru cei ce au o părtășie cu El, are lucruri pregătite, are lucruri ascunse, iubiți Domnului. Și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Galateni, capitolul 1, cu versetul 10, spune așa, caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Cu durere în inimă spun lucrul acesta și lucrul acesta îl primesc acum și vă spun. Noi de multe ori ne este rușine să spunem la cei din lume că noi suntem creștini, că noi avem un legământ cu Hristos și de aceea de multe ori ne lipim cu ei și mergem pe cărări care nu sunt plăcute Domnului. Nu știu pentru cine vorbește Domnul în felul acesta, dar vreau să spun să căutăm fața Lui, să căutăm să fim plăcuți Domnului, nu plăcuți oamenilor. Că Domnul spune că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește astfel, iubiții Domnului. Căutăm să plăcem oamenilor, ne îndepărtăm de Dumnezeu. Și nu vom reuși niciodată să ne facem tuturor pe plac. Deși nu vom avea nici măcar falsa satisfacție că cei de jur sunt încântați de noi și de acțiunile unor chiar sacrificiile noastre. Dar atunci când avem o relație corectă, pe verticală cu Dumnezeu, iubind ascultare de El și căutând să facem Lui pe plac, vom avea relații corecte pe orizontală cu semenii noștri. Și sentimentul împlinirii și a mulțumirii vor deveni normale în viața noastră. Isaia 41:10 spune așa, nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Ieremia 39:18 spune, te voi scăpa
și nu voi cădea sub sabie, ci viața îți va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în mine, zice Domnul. Viții Domnului, de câte ori ți-ai pus încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu ți-a trimis ajutor. Dumnezeu te-a scos din greutăți, pentru că ai căutat fața Lui. În Daniel, capitolul 6, 22 și 23, spune: Dumnezeul meu a trimis pe Îngerul Său și a închis gura leilor, care nu mi-a făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui și înaintea Ta, Împărate. N-am făcut nimic rău, iubiții Domnului, atunci când Tu ești corect și drept înaintea Domnului și ești corect cu cei din jurul Tău, Domnul va închide gura leilor, Domnul va închide orice lucru vrea să-ți facă rău și Dumnezeu să fie slăvit. Daniel 3, 16 la 18, Șadrac, Meșac și Abednego au rămas împăratul au răspuns împăratului Nebucarnețar: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia slujim, poate să ne scape din cuptorul la plină și ne va scoate din mâna ta, împărate, și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Iată de ce, iubiții Domnului, pentru că tinerii aceștia căutau fața Domnului, nu căutau mâna Domnului. Dacă căutau mâna Domnului, spune: Doamne, până aici, dacă noi nu ne închinăm, e o problemă cu noi. Noi trebuie să ne închinăm. Până aici ne-ai ajutat, acum spunem la revedere. Nu, iubiții Domnului, pentru că ei au căutat fața Domnului și au mers încredințați și au zis: Dumnezeul nostru ne poate scoate. Și chiar dacă nu ne va scoate, noi nu ne vom închina. Cum suntem noi? Cum suntem noi în ziua de astăzi, iubiții Domnului? Căutăm fața Domnului sau mâna Domnului? Vă rog să mă iertați, dar vreau să ne punem un semn de întrebare și mare, așa că noi de mare, să întrebăm: ce caut eu? Îl caut pe Dumnezeu? Caut fața Lui? Caut o relație cu El sau caut mâna Lui? Îl caut doar: dă-mi, fă-mi, ajută-mă, ridică-mă, iubiții Domnului. Trebuie să înțelegem astăzi un lucru corect. Dacă îl vom căuta pe Domnul și fața Lui, toate celelalte lucruri ni se dă pe deasupra. El poate să alege, să răspundă, surprinzător la rugăciunile noastre. Când ajungem acolo unde continuăm să-L iubim pe Domnul și să ascultăm de El, chiar dacă nu ne place prin ce trecem, sau dacă Dumnezeu a face pentru noi ceea ce El în noi, că ar trebui să facă, vom avea pace, încrezându-ne în faptul că răspunsul Domnului este cel bun. Până la urmă, ce căutăm? Mâna Domnului sau fața Domnului? Fața Domnului. Amin. Dacă îl căutăm pe Dumnezeu, doar când dăm de greu sau avem nevoie și așteptăm să facă tot ce îi cere, căutăm doar mâna Lui. Dar atunci când tot ce ne dorim este să-i facem pe plac Domnului, așa cum făcea Iisus, înseamnă că suntem interesați de fața Lui. Prorocul Isaia, inspirat de Duhul Sfânt, scria despre Iisus în versetul 3 din capitolul 11: plăcerea Lui va fi frica Domnului. Acesta este ținta creștinului, să ajungă cu adevărat fericit când împlinește voia Domnului. 2 Cronici 5 cu 6 spune așa: așadar noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în drum, privegem de parte de Domnul. Ați înțeles versetul acesta, iubiți Domnului? Vreau să vă mai citesc o dată. 2 Cronici 5 cu 6. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în drum, privegem de parte de Domnul. Atâta timp cât noi ne îngrijim de trupul acesta
și vrem numai să-L dăm bine, să-L îmbrăcăm bine, să-L hrănim bine. Suntem departe de Domnul. Iubiții Domnului, cum dăm hrană trupul acesta, așa trebuie să-L hrănim și Duhul Domnului dinăuntru nostru. Pentru că El tânjește de acolo din eu plecat. Pentru că noi trebuie exact cum avem grijă de trupul acesta, trebuie să avem grijă de Duhul Domnului. Pentru că El tânjește după Dumnezeire, pentru că El vine de acolo și El trebuie hrănit. Cum? Ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu, părtășie cu El, căutând fața Lui într-un cuvânt mai amplu. Deci să-L căutăm pe Domnul. Apropierea de Domnul se produce pe măsură ce ne concentrăm mai mult spre cer, pe Domnul. Prenuirea minții, gândind conform standardelor biblice, creștând valorile spirituale și nu pe cele firești. Dar așa ajungem liber și la o legătură cu Domnul. Iubiții Domnului, am văzut de multe ori pe internet că punea cineva un lucru. Să nu schimbăm cuvântul Domnului după trăirea noastră, ci să schimbăm trăirea noastră după cuvântul lui Dumnezeu. Poate nu înțelegeți lucrul acesta. Din cauza aceasta sunt și atâtea religii, să le numim așa. Pentru că fiecare a schimbat cuvântul lui Dumnezeu după cum îi cade de bine. A luat părticele din versete, parte din Biblie, sau au rânduit încă o religie. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune clar că și el este de folos ca să ne învețe, să îndrepte, să mustre. Dacă noi dorim și suntem socotiți neprihăniți, noi trebuie să umblăm în neprihănire și noi trebuie să schimbăm purtarea noastră după cuvântul lui Dumnezeu. Nu să schimbăm cuvântul lui Dumnezeu după trăirea noastră și după cum ne dă nouă opinie. Iubiții Domnului, simt din partea Domnului să mă opresc aici. Simt din partea Duhului Sfânt că este de ajuns. Să simt din partea Duhului Sfânt să vă îndemn din nou, să căutăm fața Lui, nu numai mâna Domnului. Căutați fața Domnului și toate celelalte lucruri, iubiți Domnului. Căutați Împărăția Lui Dumnezeu. Împărăția Lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură și distracție. Și Împărăția Lui Dumnezeu este bucurie, pace și neprihănire în Duhul Sfânt, iubiți Domnului. Eu vă binecuvintez în numele Domnului nostru Iisus Hristos și doresc ca toate aceste cuvinte să intre în inimile noastre și nu să nu fim ascultători uituri, ci dorim să fim împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat, iubiții mei, frați și surori.